Notele școlare sunt o presiune pentru elevi. Dorința părinților ca proprii copii să fie cei mai buni și să aibă cele mai bune note pune presiune pe școlari. Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care ne-am propus să răspundem alături de un psiholog. Dorința părinților ca proprii copii să fie cei mai buni la școală, să aibă cele mai mari note, poate duce la o presiune enormă pentru școlari. Bineînțeles că e nevoie de note. Adică unul dintre rolurile școlii este să obișnuiască omul în formare cu faptul că el va fi evaluat. Da? Și este normal ca după ce ai făcut o sarcină să știi cât de bine ai făcut-o. Acum, eu cred că noi cădem de multe ori în extrema cealaltă, în sensul că ne apucăm să alergăm după note și să... Și eu cred că asta ar putea să schimbe școala românească. Să încercăm să transmitem că sunt multe note. Da? Și bune și rele. Iar faptul că e o notă mai mică nu este o catastrofă, da? Noi ce am putea să facem pentru elevii noștri ar fi să îi pregătim să nu trateze lucrurile negative pe care le întâlnesc în viață ca și catastrofe. De asemenea, ambiția elevilor de a fi în top poate duce la anxietate școlară. Unul dintre efectele genului ăsta de comportament este că o mulțime de elevi, de copii, dezvoltă anxietate școlară. Da? Faptul că și ajung la școală să fie foarte anxioși, să fie foarte speriați că nu vor lua notă bună. Da? Și în felul ăsta, eu știu, la extrem, anxietatea școlară implică blocare. Adică copilul pur și simplu se blochează, da? Pentru că are prea multă presiune pe el. Da? Gândiți-vă că nu este doar presiunea părintelui. Și copilul își dorește să facă bine la școală și atunci și presiunea lui interioară. Și profesorul pune presiune pe el pentru că își dorește ca elevii din clasa lui să aibă performanță. Și asta înseamnă că un copil de 10 ani, de 1,50 m, trebuie să suporte presiune și din partea părinților, și din partea lui, și din partea profesorilor, și din partea mediului, familiei eventual. E presiune multă. Psihologii susțin că succesul în viață nu este dat de notele maxime. Pentru a avea performanță, trebuie ca elevii să integreze în propriul sistem motivațional ceea ce fac la școală, realizarea faptului că învață pentru ei, nu pentru a demonstra celorlalți ce pot.